Ți se pare această vreme extrem Păi, trebuie să luăm aici partea bună. Partea bună este că suntem într-un loc destul de bun, sub o piatră, și până nu de mult, ploaia trecea cumva peste noi. Acum cum s-a oprit vântul, ploaia cade vertical și începe încetul cu încetul să ne ude. Eu, de exemplu, mă uit la o cusătură de unde în fiecare jumătate de minut picură. Noi și acum intrăm în labirintul de gheață. Ice Labyrinth. Yeah. Peretele tapetat cu gheață al lui Cerro Torre. S-a părut. Deci, da, nu știu. Este extraordinar de riscant. Ai stăpânit la perfecțiune. Deci, n-am cuvinte, Vlad, să te felicit. Chestia aia cu stânca au fost nasoală. Da. N-aveai... Numai pe picioare puteai. A fost bine, m-a ajutat Dumnezeu. Da. Chiar că... Jesus. Ar trebui să mă călugăresc acum. Bă!